Blast TV. Asta e televiziunea ta. Bună seara, dragi telespectatori! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătatea Ta. În această seară, tema este obezitatea, cea mai întâlnită dereglare de nutriție, numită și boala secolului. Invitatul din această seară este domnul Marcel Câmpian, medic specialist, medicină generală și de familie. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Pentru început, cum spuneam și mai devreme, obezitatea este numită și boala secolului. Nu degeaba, unul din patru români suferă de această afecțiune și mai nou, în Europa, suntem pe locul 3 în ceea ce privește obezitatea la copii. Ce este obezitatea? Din capul locului aș vrea să spun că obezitatea este o boală. O boală, spun eu, destul de gravă. Prin complicațiile care le implică, deci trebuie să o privim foarte serios. Pe de altă parte, obezitatea este privită și ca un prejudiciu estetic. Cu alte cuvinte, o persoană obeză nu arată bine, nu arată frumos. Și de aceea, la concursul ăsta de frumusețe, vedem niște modele, am auzit expresiile 90, 60, 90 centimetri la diferite zone ale corpului. Deci este o prejudiciu estetic cu certitudine. În ce privește boala, obezitatea ca boală, este foarte mult studiată și încă se mai studiază, se mai caută cauzele, modul de apariție a bolii, mecanismele foarte complicate care apar în timpul acestei boli și sunt studii destul de controversate. Dacă intri pe niște site-uri pe internet, o să descoperi niște informații foarte, foarte multe și la un moment dat contradictorii. Și dacă nu le stăpânești și nu ești foarte bine intenționat, te poți pierde în mulțimea asta de informații. Da. De aceea e bine că mai există și persoane care te pot ajuta, medici în special, sau specialiști în domeniu. De obicei este bine să colaboreze, nu? De exemplu, medicul de familie cu un nutriționist sau... Medicul de familie colaborează, colaborează numai că în Bistrița, în tot județul Bistrița, medici nutriționiști, după câte știu eu, se pot număra pe degetele de la o mână, ceea ce e foarte puțin la o populație de cât are județul, deci sunt foarte puțini medici specialiști, nutriționiști, medici de nutriție. De aceea cred că marea povară și marea muncă cade pe umerii medicilor de familie și a medicilor specialiști din spitale. Putem face o clasificare a acestei afecțiuni? Sunt multe clasificări ale bolii obezitate. Cea mai simplă și ușor de reținut, obezitatea este clasificată în 3 grade. Adică obezitate gradul 1, adică obezitate mai mică, ușoară, termeni... obezitate gradul 2, medie, și obezitate gradul 3, foarte, foarte gravă, foarte mare. Aici este un aspect care să-l spun. Există o stare de mijloc, o stare de graniță. Adică nu poți să spui nici că este bolnav, nici că este sănătos. Adică este supraponderal. O persoană cu o greutate mai mare. Și aș vrea să dau un exemplu de am concret. Am înțeles că aveți făcute un... Am făcut niște tabele, niște grafice. Sunt multe calcule care se fac. Face un calcul între greutate și înălțime, se află niște indici, dar este destul de complicat chiar și pentru medic să le facă. De aceea sunt niște grafice cu niște rubricatori. De exemplu, la o înălțime de 1,70 m, deci o persoană, să zicem, medie, cum sunt cei mai mulți dintre noi adulți, la 1,70 m ar trebui să fie normal între 53 de kilograme și 72 de kilograme. Asta este normal, zona verde, zona bună. Între 72 de kilograme și 86 de kilograme este zona de alarmă, adică zona de
care se numește supraponderal. Adică și aici, aici intră, de exemplu, acea clasificare? Obezitatea ușoară? Nu, peste, deci, peste 86 de kilograme intră la obezitate gradul 1. Gradul așa. 1 între 86 și 101 kilograme. Între 101 kilograme și 115 kilograme obezitate gradul 2 și peste 115 kilograme este obezitate gradul 3. Vorbim tot la înălțimea de 1,70 m. Și la fel, putem să spunem la, cât să mai zicem noi, o altă înălțime, 1,65, care iară sunt foarte mulți. Cineva mai minion, da. 1,65. Normal este între 50 și 68 de kilograme. Și persoanele supraponderale sau, hai să zic, care nu sunt bolnave, deci sunt în zona acea galbenă. Acea graniță, nu? Graniță între 68 și 81 de kilograme. Între 81 de kilograme și 95 de kilograme, gradul 1. Gradul 2 de obezitate între 95 și 108 și peste 108 kilograme, gradul 3 de obezitate. Vorbim tot la înălțime de 1,65. Și pentru că suntem la clasificare și ați spus cât de cât și definiția, avem și niște imagini, o să rog colegul da, din regie. Cu... Uitați, aici putem vorbi de obezitate de gradul 3, cred, nu? Da, da. Așa? Destul de... Da, gradul 3, cu siguranță. Pentru că excesul de grăsime este destul de mare. Și ce este trist că și în rândul copiilor statisticile sunt destul de îngrijorătoare, zic eu, și a tinerilor. Vă dați seama ce înseamnă să ai... Aici cred că e vorba, cred că este un stomac, nu? Sunt niște proceduri chirurgicale de gustarea stomacului. Cu acele inele, nu? Da, operații care se pot face, dar nu la Bistrița și sunt foarte costisitoare în alte centre universitare. Asta când o să ajung... Aici e o tânără cu prăjitura. Ceva de mâncat, dulce. Ceva dulce și bun, mănâncă, cu poftă. Așa. Au fost destul de sugestive, zic da, eu, da, legate da. Și de subiect. Telespectatorii care vor să sune pot să facă la numărul afișat pe ecran 0263-231-563. Deci, spuneam de clasificare. Cam, care ar fi cauzele acestei afecțiuni? Cauzele obezității sunt multiple și este o boală multifactorială, adică are multe, nu poți să spui că are o singură cauză. La un moment dat apare un complex de împrejurări, adică mai multe cauze conlucrează la același efect. De exemplu, există o predispoziție, adică vedem că în aceeași familie bunicii, părinții, copiii, toți sunt obezi, sunt grași. Se transmite sau... Se pare că se transmite.